într-un loc conservator, cu două, trei centuri de fortificații, cu o istorie burgheză, așa, lupte cu turcii, sași, biserici multe. Orașul ăsta se numea, era Roșu și Negru, că era școala militară cea mai mare din România și școala teologică ortodoxă cea mai mare. Și când ieșeau duminica în copilăria mea, cadeții de la școala militară și preoții de la seminar, de la facultate, un trotuar se negrea și altul se înroșa, că era ca în romanele lui Stendhal. Orașul ăsta părea sortit, nu dispariției, nu uitării, nu mai avea cum nici măcar să dispară, că era prea vechi. Era sortit înghețării. Ori dintr-o dată ce s-a întâmplat, începând cu acum 20 de ani, deci să o luăm așa, s-a întâmplat ceva al cărui secret nu e simplu de descifrat. S-a întâmplat că în matca asta, în carcasa asta veche și rigoristă, așa, au apărut niște idei de o modernitate teribilă, imediat sincronă cu ce se întâmplă în mod cel mai interesant, dar într-o continuitate organică la Paris sau în alte părți, sau la Moscova. Și unii spun festivalul de teatru, nu? Festivalul de film. Nu, sunt mai multe lucruri. Și orașul a devenit altul. E unul dintre cele mai vizibile 10 orașe ale lumii. Este un oraș care și-a redobândit și vocația. Nu este un oraș medieval, este un oraș prietenos, global, și prin trecutul lui, dar și prin prezentul lui deschis. Și acum festivalul de teatru, care este, ca să zic așa, una din cărțile de identitate și care este o aventură a înscenării, nu? Teatru este o poveste înscenată, o fictivă, iar festivalul de film documentar antropologic este povestea adevărată. Dar cine crede că teatru poate să inventeze și documentarul doar să redea, se înșală. Pentru că și teatru uneori redă și festivalul ăsta de film inventează. Inventează multe genuri. A pornit cu etnograficul și a ajuns la o libertate a genurilor, la o confuzie foarte fericită a direcțiilor, a oamenilor, a limbilor, care plasează Sibiu dincolo de scena unui teatru, festivalul internațional, dincolo de capitala culturală a Europei. Astea sunt la locul lor foarte bine. Dar mobilitatea asta extraordinară a genurilor documentarului în fiecare an asigură acestui oraș o aerisire. Nu, nu degeaba e la poalele munților, între Transilvania și Valahia, între protestanți și ortodoxi, între est și vest, că se spune că e pe fractură. Un oraș ca Sibiu e un oraș ca Trieste, e un oraș ca Sarajevo, e un oraș ca Cernăuț, e un oraș ca Cracovia, e un oraș ca Odessa. Sunt orașe pe liniile de ruptură, care sunt și linii de întâlnire. Și Sibiul răspunde acestei vocații, a devenit egalul celorlalte orașe, prin, acum o spun pentru că vorbesc cu dumneavoastră, Festivalul Internațional de Film, da? Asta e interesant. Și se mișcă povestea de la an la an, nu mai e, deci, sute de ani Sibiu era într-un singur fel, orașul de sus, orașul de jos, sașii, românii, ăștia din mărginimea Sibiului cu brânza de burduf, sașii cu florile, niște ungurași prin preajmă între ei și cu asta basta. Da, și dintr-o dată s-a schimbat totul. Toată lumea asta colaborează în proiecte artistice, în inovație, în creativitate, și primarul, și piețele s-au schimbat, și teatru, și cinematograful, și deci toate astea, asta mi se pare extrem de interesant. Da?